Slăviți să fie Domnul! Amin. Domnul să binecuvânteze tinerii acestei biserici! Amin. Și noi în Bihor spunem, Doamne, ține-le năravul! Pasiunea pentru Hristos! Amin? Let's open the Bible to the book of Genesis, chapter 5, 21 verse. We'll talk about Enoch, who walked with God 300 years. Genesis, chapter 5. Verse 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Lord God, teach us how to walk with you. Give me your anointing, Lord. Give me a prophetic message for these wonderful people. In the name of Jesus, I pray. Let Jesus be worshipped. Let Jesus be glorified. He deserves all the glory forever and ever. Amen. Amen. You may be seated. Sfânta Scriptură are 66 de cărți. Dacă ai pune într-un mod cronologic Sfânta Scriptură, cele 66 de cărți, prima carte a Bibliei n-ar trebui să fie Genesa, ci prima carte, cronologic vorbind, care a fost scrisă, a fost cartea Iov. Și dacă era scrisă în mod cronologic, pus în Sfânta Scriptură, în canon, nu cărți istorice, cărți profetice, cărți poetice și profetice, ci în ordine cronologică, atunci Biblia n-ar fi început cu la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și Biblia începea cu Iov 1 cu 1, unde Scriptura spune așa: era în țara Uț un om cu numele de Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Asta nu însemna că primul mesaj care Dumnezeu l-ar fi transmis întregii planete este că Dumnezeu caută un om care să fie blameless, care să fie un om curat la suflet, un om care să umble cu el în lumea asta murdară. Și aceasta este cea mai mare dorință a lui Dumnezeu, să găsească băieți și fete, bărbați și femei, care în mizeria lumii acesteia să umble cu Dumnezeu în fiecare zi. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Dumnezeu aseamănă viața de credință cu umblare cu El. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Domnul a zis lui Avram: Avrame, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Noi a umblat cu Dumnezeu. Iisus a zis: cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. 1 Ioan 2 cu 6 zice Biblia: cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit Iisus Hristos. Peste tot parcă Dumnezeu portretizează viața de credință cu o umblare cu El. Dumnezeu vrea să te ia la braț și în lumea asta murdară să se dea mare cu tine în fața iadului și să spună: Have you seen my servant? Have you seen him? He walked with God. Look at the life of John the Baptist. He did not perform any miracle and yet he was the greatest man that lived until Jesus Christ came. No miracle. Just 6 months he had a ministry for God. Just 6 months. And yet, in the eyes of God, he was greater than Abraham. He was greater than Moses, who made so many miracles. Why? Because his life of holiness, his walking with God, made him to be like a star, like a sun before God Almighty. That's why, don't rest on, you know, I speak in tongues, I do miracles, I prophesy, that's good. But listen to me. Your inner life, when nobody sees you, that's the real you. And God is looking for people who walk with Him every day. Praise be to Jesus. Amin, frați și surori? A umblat cu Dumnezeu
înseamnă 365 de zile pe an. 24 din 24. N-ai vacanță, n-ai concediu. It's not a profession of 8 hours per day. It's a calling for life. You go somewhere in the airport, you walk with God. You are alone in a hotel room, you walk with God. There is no, you know, I'm the church and then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, I live my life. I dress like the world. I talk like the world. I look to what the world is looking. No. I want to be holy, to tremble before God. Asta este diferența. Dumnezeu nu vrea să just take a walk with God from time to time, Sunday or Thursday when you have services. God wants you to be serious 24 hours per day, 365 days per year, to walk with God, to be sober in this walking with God, that He may be glorified. Amen? Vedeți? Multă lume zice, frate Gabi, zice, eu vreau numai să-mi sfârșesc cu bine alergarea. I don't want that. Eu nu vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea. For me, this is a prevo of Old Testament, Ecclesiastic. E mai bun sfârșitul decât începutul lui. Apoi, frate, să-mi sfârșesc cu bine alergarea. I don't want that. I'm in the new covenant. And in the new covenant, you know, in the old covenant says, just taste to see how good is the Lord. I don't want to taste how good is the Lord, because I'm the new covenant. And the new covenant says, the Bible says, I came that my sheep have life and have life from abundance. Not just taste, abundance. Not just to finish the race well. Because there is a verse in the Bible, Acts chapter 20, verse 24, when Paul says, Acts chapter 20, 24. But I do not account my life of any value, not as precious to my life, to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus and to testify the grace of God. Now listen in Romanian language. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc, zice stare, cu bucurie calea. Poți să sfârșești umblarea ta cu Dumnezeu bine, așa de media 5, știi? Să închizi ușa raiului după tine, mântui ca prin foc, nici o răsplată. Ai sfârșit-o bine, da, numai când ai rămas corigent. Hai în rai, ce mai stai? Pavel zice, nu vreau așa. Când mor, vreau să mor cu motoarele pornite pentru Hristos. Să spunem, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Mă așteaptă nu doar mântuirea, mă așteaptă cununa. Și Biblia spune că El vrea să ne dea o răsplată deplină, slăvit să fie Domnul. Așa că nu te mulțumi să fii pocăit așa, a second hand. Să ajungi și tu în rai, că bine o fi. Nu! Listen to me. We are saved by faith. But the reward in heaven is not by faith. It's according to your deeds. De aceea cred că în rai nu vom fi la fel toți de bucuroși. It would not be fair. The Bible says că unii vor străluci ca stelele, alții ca luna, alții ca soarele. Altul, zice Biblia, va primi 2 cetăți, 5 cetăți, 10 cetăți. Adică unul care s-a trudit pentru Dumnezeu și altul care a venit și la biserică și nu a pus osul acolo, nu a pus darul lui, banii lui, timpul lui. Nu l-a luat pe Dumnezeu în serios, să aibă aceeași răsplată. Behold, I'm coming soon, and the reward is with me to give to everyone according to his deeds. Așa că, atunci când mor, vreau să mor cu motoarele pornite, să fiu pe val, să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea, nu doar bine. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin, frați și surori? Enoch a fost un om, un nene, a simple man, a sinful man in his generation. Până la 65 de ani, un om care era în păcatele vremii sale. La 65 de ani s-a născut Metusala. Și mari comentatori ai Bibliei spun că atunci când l-a avut pe Metusala în braț, adică la 65 de ani, it's like God gave him a revelation and God says, look at your child. When this baby will die, I will judge this earth with flood. Well, Enoch nu știa când o să vină potopul. Dar cuprins de o frică sfântă,
He chose to walk with God. I don't know when this child will die, but I want to walk with God. Și 300 de ani de zile omul s-a umblat. And listen to me. In that very year of Methuselah's death, the flood came. Enoch didn't know. But he said, I want to walk with God. I want to walk with God. Frați și surori, omul s-a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. And he didn't get bored. He had no Bible. No church. No pastor, no YouTube, no choir. He had nothing, no means of grace. What we have today, he was before the cross. He was before the Ten Commandments. He was before Moses. And yet, he didn't get bored walking with God. We have all the means of grace. And yet, after 2-3 years of getting baptized, many, many people today get bored. I don't want to go to church. And they have Mercedes and Lexus. They don't see anything wonderful in God. And that's the tragedy today. You come to church and after 2, 3, 10 years, you get bored, you know? I don't know. Listen to me. If God has blessed you with material, that's good. But don't let the luxury get you away from God Jesus. And say, Lord, I want to be tough with myself. I want to take you seriously. I want to walk with God. Look at Enoch. He lived 300 years. And I want to let you know that after 100 years of walking with God, he was not, spiritually speaking, at the same level when he started. After 2 years, he was closer to God. After 3 years, God says, come to me. You are closer to heaven than the earth. Come to me. Și Dumnezeu l-a luat la el acasă. Și vreau ca umblarea noastră cu Dumnezeu să fie progressive. Amin? L-ai primit pe Domnul, am 50 de ani de zile, după 50 de ani de pocăință, să fii de 50 de ori mai tare. I don't want to believe what old people are telling to me. Brother Gabriel, when I was young, like you, I was in fire for God. After 10, 20 years, I want to see you, if you will burn for Christ. After you get married, you know, you have some bills, children, I want to see you. And they told me 20 years ago, and I did not believe them. Because I don't believe that all people must be like people who got baptized in a lemon. The Bible says, the old people shall be fruitful and green in the house of the Lord. Amen. Imagine to have a child, you give him to eat, and he didn't grow. He's 10 years old, and yet he looks like a baby. Ce-ai face ca mamă? Ce-ai face? Ai intrat un pic în depresie, nu? Ți-ai vinde totul, te-ai duce și în Austria, cele mai tari spitale, te-ai duce peste tot. Băi, dau să mânce, nu crește, ce-i cu el? Now imagine God. De mult trebuia să fiți învățători. Trebuia să fiți la doctorate, spiritual vorbind. To be high level in knowing me, in walking with me by faith. And you need milk, milk, milk. It's a sin, Pastor Nelu, it's a sin to do that. It's a sin to do that. Okay, understand? If some young girl, young people here ask you, it's a sin, you know, little things, I understand. But when he's 20 years on this way, 40 years of faith, and he has no discernment. That's wrong. Only milk, 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 not solid food, milk, milk, milk. Imagine God's heart as a mother. If you are here, as a Lord, if you bring me in USA, Lord, I will give my heart. Lord, if you give me money, okay, I will. And you came here in USA. That's good, that's not a sin. But look at your life. You look at your level of faith. Have you grown in faith with God? Are you like Enoch, who walked with God and progressively to know God? Because the greatest desire of Paul was, I don't want to be a healer or to plant churches.
Philippians chapter 3 verse 10, the Bible says, if I want something, I want to know him and the power of his resurrection. I want to know him. I want to walk in faith to love God with all of my heart. And if this is the greatest commandment, to love God with your heart, the greatest sin is to not love God with all your heart, to love your cars, business, and everything else, and God to be the second. Tell me, what do you do with your time and with your money? And I tell you, who is your God? This man walked with God, had a passion for God. And no Bible, let me repeat you, no pastor, and yet he could see something wonderful in God for 3 centuries. Amen. I want to make you jealous of this man to see, wow, what a man, what a man. Well, maybe you say, don't yell to me. I don't know what you're yelling about. I walk with God. Okay, let's have some tests in the Bible. Let's see if we are really walking with God or just take a walk with God. You know, it's a big difference to walk with God 365 days per year, 24 hours. It's a calling, it's not a profession, or just, you know, taking a walk with God. Yes, God, I do believe in God. And your life over the week, it's a wretched life. Okay, let's see the first test. The book of Psalm 25, verse 14. 25:14. The friendship of the Lord is for those who fear him. You say, you walk with God. Eu umblu cu Dumnezeu. Ți-a oferit Dumnezeu brațul și a zis, let's walk together in this sinful world. La cine oferă Dumnezeu brațul prieteniei? To those who fear him. Do you fear God? This is the test. Are you afraid? I mean, that reverence before God. Then God is walking with you. If you don't fear God, if you have no pain, no remorse when you sin before God, because you interrupted your relationship with God by doing some stuff, I tell you before God, God is not walking with you. Maybe the greatest test from which I know that somebody is walking with God is this. When you sin before God, do you have tears in your eyes? Când păcătuiești, te doare? Is the Holy Spirit who pretend to be in you convict you of your sin? Because this is the greatest ministry of the Holy Spirit. To make you holy because he is Holy Spirit, right? Yeah. Dacă poți să trăiești în păcat, poți să trăiești în pornografie, poți să trăiești în ură și în alte păcate și nu te doare. And you don't cry out to the Lord, Lord, have mercy on me, have mercy on me. I tell you before God, the Holy Spirit is not dwelling in you, because if the Holy Spirit would dwell in you, you would say, have mercy on me, because you tremble, you fear God. Amen. So don't pretend, you know, I am a Christian. Even the demons trembles and believe, and yet they remain devils. Romanian people today, and not only Romanian people, they can live in sin and don't tremble. This is an inferior faith, right? So I want to be real with God. I don't want to be a fake Christian. I don't want to come here in Romania to let my wife and 6 children home and being here to pretend what? I want to be real. If you are not real, it's time to say, Lord, I am a fake Christian. I don't walk with you. I just take a walk with you. I want to be holy before you, to walk with God as Enoch walked with God. May God help us. Amen. Let me ask you about your Facebook, your Instagram, your Twitter. What do you say? Even our media, social media, is pointing if you are Christian who are really walk with God or no. Let me see your profile. Și dacă în biserică ești, here I am to worship. Și pozele tale pe internet sunt Shakira. Thank you.
You are laughing, but I know what I'm telling. I'm telling you. We are laughing, that, but this is the truth. We don't need people who are like American Got Talent here on the stage. We want people, Levites, who are holy before God. To bring in the presence of God because they have holy lives. Everybody knows your profile. If you have dirty images on your profile, delete it. Delete it. Because you are holy girl, holy woman, holy boy, holy man of God. Everything about us must be about the holiness of God. To reverberate the holiness of God. Let it be so. And God will honor those who honor him. And if you dishonor him, God will dishonor you. Let that be a warning for all of us to be holy for God. May God bless us. Amen. Amen. The friendship of God is for those who fear God. In the Hebrew language, it says more deeply. You know, it says, the secrets of the Lord are discovered to those who fear God. The secrets of the Lord. Let me tell you, how do I interpret this verse? The secrets of the Lord. You know, I read the Bible. And maybe I read that verse 1,000 times. I never seen that verse special. But sudden, when I read the Bible, sudden, I have the experience of those disciples on the road of Emmaus. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea scripturile? Dintr-o dată inima mea foc. Și wow, n-am văzut, wow! Și încep și mă rog, și încep și plâng. Și simt că Dumnezeu îmi descoperă secrete care nu le-am citit în niciun comentariu. Why? Because the secrets of the Lord are discovered to those who fear God. When was the last time when you read the Bible and had that emotion, holy emotion, that God is discovering something and your heart is burning as never before? When was the last time? Because the secrets of the Lord are discovered if you fear God. If you read the Bible, you know, like a parrot. Ah! 3 chapters, I don't believe that. 3 chapters per day. No, read the Bible until you let the Bible to read you. Amen. Amen? Amen. The faith comes by not reading, but by hearing. What does it mean? What does it mean? It means when you read, you open your heart to hear the Holy Spirit speaking to you through the Bible. It's not by reading. Pharisees and Sadducees knew the Bible by heart. Right. And yet they did not hear, but they just read. So read the Bible, because the faith of God comes by not reading. That's good. That's the first level. Is by hearing. Let the Holy Spirit speak to your ears and apply to your heart and have that relationship with the Holy Spirit. Amen. The second test, 1 John 2:6. Let's see if we walk with God. Whoever says he abides in him, in Jesus, ought is not an optional thing, it's an imperative, right? He must do, he ought to. What? To walk. In the same way in which Jesus, he walked. Well, brother, I walk with God. Look at the life of Jesus. God never intended you to imitate the walk of Jesus on water. But he intended you to imitate the walk of Jesus on earth. Amen? Amen. So take the New Testament. Read the biography of Jesus, Matthew, Mark, Luke, and John. Look what Jesus says about marriage, about lust, about money, about tongue, about everything. I said, Lord, I'm not like Jesus said. I need your power to imitate the life of Jesus, to walk as Jesus walked. To be like Jesus. Yes, I'm saved only by faith without works.
But in that very moment when I received Christ, it's starting a process of holiness. And this process is until I die to be more and more and more like Jesus Christ. That's why I don't believe in Christians who say, I walk with God, but they don't read the Bible. That's a fake Christian. How can you walk with God if you don't know His character? You need to have passion and hunger for the Word of God. You say hours and hours on Facebook, Insta, Twitter, and you don't have time for the Bible. That's a tragedy today. That's a tragedy today. Don't tell me after you got married, I'm gonna read the Bible. Don't tell me that. You talk with people, young people, and say, Brother Gabi, I don't have time. What a liar. You don't have time. You have no children. You have no business. You have nothing. You are alone in your home. You have no time. What a liar. What about when you get married and you have mortgage, you have children, go to the piano lesson, go to work. What about them? That's why 90% of our members in our churches, they know the Bible in only what they learn until they get married. After that, they are so busy. Dacă ești între cei 90% care nu mai stai cu Domnul și nu zici ca David, nu voi da țipire pleoapelor mele până nu voi face un loc pentru împăratul. Să te străduiești, să fii din cei 10%, trezește-te mai dimineață, culcă-te mai târziu și spune, Doamne, vreau prezența Ta mai mult decât sănătate. I tell you before God, I told God so many times, don't take the anointing. You can take my health, you can take money, everything you want. I don't want to take my anointing. I want to have a good and great relationship with you, Lord. To be jealous by being in the presence of God, not be forsaken, not living, like a secondhand Christian. That's why you need to read the Bible. The gospel is the power of God. It's not singing the power of God. It's the gospel, first of all. And then you can sing. But first of all, it is the gospel. Take an oath today. Swear to God. Like Ezra in Psalm 119. Jur că mă voi ținea de cuvântul tău. I swear that I will keep your commandments. You walk with God, you have to love what Jesus loved. 250 quotations from the Old Testament Jesus had in his sermons. How did he get this information? You think that Jesus Christ, when he was born, he had all the Bible in his mind? No. The Bible says in Luke 2:52 that Jesus Christ grew in knowledge. Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. He didn't have Bible. You in USA, you have 151 translation. You are so blessed. You are so blessed. When I was for the first time here in USA, and I was in a Christian store, and I could see so many Bibles of all kind of, so fine, so sweet Bibles, all kinds of. I began to weep. I said, these are so blessed. These are so blessed. Do you read the Bible? Do you read it? You are too busy. If you are too busy, let me say you something. You don't love God. You sympathize with God. Yes, you are agree, but you do not love. You just sympathize with God. I don't want to be, I sympathize. Yes, I'm agree with you. Yes, yes. No, I want to know Him and the power of His resurrection. Amen. Amen. So if you want to say that you walk with God, you have to learn to read the Bible. Watchman Nee said, no Bible, no breakfast. Spurgeon, 3 times per year. Whitfield, 5 times on his knees. On his knees, the greatest preacher after the Apostle Paul. This was what Spurgeon said about him.
John Wesley, a man of a single book, the Bible. You see, all these people made revivals. You want to be, oh, I had a prophecy, God will use me. Stop it. Stop. God will not use you, even if he talked like that to you, if you do not read the Bible. You would have no power, because the gospel is the power. Start to read the Bible. Take the vitamins. Take the dunamis, the power, dynamite. And when the devil comes up against you, to be able to say, it is written, it is written, it is written. Amen? Amen. Now, many of you maybe said in your heart, you know, I would walk like Enoch walked with God, but you know, I'm so busy. I have so many businesses. I have 10 babe. I don't have time. I think that this man could walk with God because, you know, in that time they had nothing else to do, you know, just praising and, you know. Don't be fooled by the devil believing that. Look what was his job. The Epistle of Judah. Right before the revelation. Verse 14. Look what the Bible says. Jude 14. Come on. It's in the New Testament. Just kidding. No. Jude. Not judge. Okay. The Bible says, și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam. What was his job? It was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying. I don't know what kind of translation you have. It's missing a word. I hope it's not NIV. I believe in New King James Version, ESV, NASB. This is more accurate, word by word. Not paraphrased, but word by word. What was his job? He was a prophet and a patriarch. Al șaptelea, zice stare, patriarch. What does it mean to be patriarch? It was like a judge upon his generation. More than a mayor. He was a father to his generation. This means to be a patriarch. Tell me, was he a busy man or no? Tată peste generația lui, judecător peste generația lui. When you go into his office, you will see so many files. Dosare. He was so busy man. Such a busy man, and yet he said, God first, and then business. And that is for three centuries. Three centuries, God first, God first, God first. I know I'm a judge of the, I'm a father of this generation, doesn't matter. God first. You know, you American people, you have a word. It says, put first thing first. Right? Put first thing first. Put God first, and everything is flowing good. Amen? So don't say, oh, I am so busy. Enoch was busy too, even greater than you. And yet, he walked with God. May God help us. Amen? Amen. Maybe you say, well, you know, I have children. You know, today is Monday, and suddenly it's Saturday. I'm so busy with children. You know, I cannot walk with God because it's so hard to have children and, you know, needs. And I have to go, I have to. Okay, let's see how many children Enoch had. Genesis chapter 5, verse 21. When Enoch had lived 65 years, his father, Methuselah. So, his first
child was Methuselah. După nașterea lui Methuselah, the first son, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii. Deci l-a născut pe Methuselah, fii, minim 2, poate au fost 5, fii și... Deci câți copii avea? Minim 5. Nu numai că avea un business foarte, foarte prins și foarte ocupat. Ăsta era un familist convins. 5 copii. And yet, he said, God first, then the family. Frate și soră, pentru ce iubim, ne facem timp. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Cine iubește mai mult tată, mamă, frate, soră, copii, mai mult decât pe mine, Biblia spune, nu-i vrednic de mine. Și vorbim aici de un creștin vechi testamentar, care a fost cu un job atât de preocupat și atât de ocupat cu toate astea, cu o familie, cu copii mulți. Și totuși a zis, El-i dragostea mea, El-i iubirea mea. Trebuie să vorbesc cu El, trebuie să mă rog, trebuie să stau în părtășie cu El, trebuie să primesc informații de sus. Doamne, pune noi această gelozie sfântă de a avea părtășie cu El în fiecare zi. Lăudați să fie Domnul. Amin? Poate vei spune, oh, Enoch, în vremea aia oamenii erau așa mai calm down. Nu erau așa răi. Azi, frate, uite, atâta terorism, atâta răutate, atâta... Azi e greu, frate, dar atunci era mai ușor. Hai să vedem cum erau oamenii în vremea lui. Iuda, versetul 14. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriar de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Cum erau oamenii din vremea lui? Nu numai că erau păcătoși, dar parcă Duhul Sfânt nu știe cum să accentueze cât de păcătoși până în măduva oastră zice, și zice, păcătoși și nelegiuiți. De același lucru, dar ca să arate că erau atât de perverși. Și Enoch, în întunericul lumii aceleia, Enoch ce face? Strălucește! He is a prophet! He defends God! He prophesies about a judgment that God will give to those who dishonor him. He was a prophet! He talked about God. He talked about His judgment, wrath, holiness. Azi parcă e obiceiul să nu mai vorbim, oh, să nu mai vorbim de wrath of God. You don't want to scare people. Don't speak about repentance, don't speak about sin. Just speak, you know, God loves you, you know, God loves you, you know. God loves you, Joel Osteen, no? God loves you. No sin, no judgment, no wrath. This is not a gospel, this is a diluted gospel. We need a full gospel. We're in the full God. Yes, God is love, but God is just. He's a consuming fire too. And look at this man, Enoch. His heart was hurt when people dishonored him. And he began to defend his father, began to prophesy. To prophesy in his generation. Domnul te vrea și pe tine să fii un profet, să fii vocea lui, să fii un Enoch în generația asta. La locul tău de muncă, oriunde ești, să fii vocea lui Dumnezeu. It doesn't matter what other people said about you. The most important thing is what God says about you. Doamne, fă-mă vocea ta, fă-mă un Enoch, să umblu cu tine, Doamne. Să le fie rușine la cei cu care lucrez când vorbesc ceva. O venit omul lui Dumnezeu. O venit omul lui Dumnezeu. Fii un Enoch în generația asta. Copiii tăi să imite comportamentul tău. Să că vreau să fiu ca tata când ești mare. Vreau să fiu ca mama când ești mare. You know, when I go to weddings, I used to say about Jesus Christ, care în drum spre Golgota a căzut sub povara crucii. Și Biblia spune că un soldat roman l-a luat pe Simon din Cirene și a zis, take the cross of Jesus. Și Simon din Cirene a luat crucea lui Isus. Și a luat crucea și a dus-o, și a dus-o, și a dus-o, și a dus-o, și a dus-o până la capăt. Am văzut că sunt două cupluri aici. Let me preach you in advance to your wedding. I looked to the bride and I said, look to your bridegroom. Și zic, uite-te la el, la mirele tău.
Bă, cum o putut, cum n-o putut, săracul de el. Bă, o a dus crucea de unul singur până la altar, dar o a dus-o de unul singur. De acum încolo. Tu ca și a bride, a wise woman, trebuie să pui umărul de cealaltă parte a crucii. Și amândoi se duce crucea, mărturia lui Hristos. Nu una, nu doi, nu zece, nu 20 de ani, ci până la capăt. Ca și Simon din Cirene. Vă aduceți aminte când a fost marea trezire și toți, Jesus, Jesus, the Pentecost Day, oh, 3000 de oameni, oh, Jesus, Jesus. Te imaginați-vă că Duhul Sfânt face o subliniere și spune așa, Simon din Cirene avea doi copii. Simon din Cirene avea doi copii. Ruf, vă aduceți aminte? Și zice Biblia, că omul acesta avea doi copii. Imaginați-vă sub proprii ochi a copiilor lui. Simon din Cirene ia crucea și o duce. Și le spun mirilor, trăiți în așa fel încât copiii voștri să poată să spună când sunt mari, bă, tata și mama au dus crucea lui Hristos până la capăt. Le-a fost greu, au fost împunși, le-a fost greu, dar au rămas și au dus mărturia lui Dumnezeu, nu 5, nu 10, nu 20, ci până la capăt. Băiatul tău să spună, vreau să am o soție ca mama când sunt mare. Fata ta să spună, vreau să am un soț ca tata. Să aveți așa o mărturie, să duceți crucea ca Simon din Cirene, încât pruncii voștri să poată să spună, I want to be like my father. I want to have a wife like my mother. I want to have a husband like my father. Because they walked with God. They spread the aroma of Christ. Whatever God put you on the map, you are a follower of Christ. Amin? Amin, frați și surori? Uitați însă ce mai spune Biblia despre Enoch. Și mă apropiu încet de încheiere. Evrei, capitolul 11. Versetul 5. Zice Biblia așa. By faith, prin credință, Enoch was taken up so that he should not see death. And he was not found because God had taken him. Now, what does it mean he was not found? It means that the people were searching for them, for him, right? Ce înseamnă asta? N-a mai fost găsit. Înseamnă că oamenii au zis, unde e Enoch? Unde e Enoch? Unde e Enoch? Bă, dar nu e aici. Unde e Enoch? Să ai așa o viață. Cu un așa impact, că atunci când mor, oamenii când intră în biserică, din instinct să zică, eu, acolo stătea. Oh, ce om, ce rugăciuni. Cum m-a încurajat, ce păcat că a murit. Să lași un gol în urma ta. Să ai așa o viață încât să te caute lumea. Să că mă, parcă lipsește cineva aici. Mărturia ta să lase un gol. Când mă duc la unele mormântări, frate Nelu, în România, întreb pe păstorii care sunt acolo, trebuie să predic, zic, cum îl cheamă pe cel care a murit? Și apoi zic, cum a fost? A fost frate bun? Și uneori aud vorba asta. A fost cum a fost, noi predicăm pe Iisus. Ați înțeles, nu? His testimony, mărturia lui, a fost praf în sat. Mă duc la unele mormântări, zic, la nimeni nu-i pare rău că a murit. A murit, amu! L-am îngropat! No! Dar să știți, când mă duc la unele mormântări și a fost o femeie a lui Dumnezeu, un bărbat al lui Dumnezeu, să știți că și atmosfera în predicare și atmosfera în capela unde sunt, e extraordinară, pentru că se împlinește Biblia. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Dumnezeu onorează și la moarte pe omul acela, cu o prezență, cu o ungere mai specială. Unde e Enoch? N-a mai fost găsit. Trăiește în așa fel încât oamenii să plângă, oamenii să simte că e un gol când pleci. Ăsta a fost Enoch. Și acum ascultați, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia, care mărturie? Before he was taken, he was commended as having pleased God. Cine mai fost în Biblie care a avut aceeași mărturie pe care Enoch a avut-o? He pleased God. Jesus Christ. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Să-i fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Uite-te la Enoch.
Omul acesta are aceeași mărturie pe care Iisus Hristos a avut. He pleased God. Și credeți-mă, peste 100 de ani chiar nu va conta câți bani ai făcut. Peste 100 de ani nu va conta ce mașină ai condus, ce casă ai avut. Peste 100 de ani va conta un singur lucru. Dacă Dumnezeu va putea să spună plăcut înaintea mea. Mărturia lui Enoch, și anume, plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta face toți banii. Dacă Dumnezeu nu poate să spună despre tine sau despre mine, mi-a fost drag, mă, plăcut înaintea mea, mărturia aceasta pe care a avut-o și Iisus, și la 12 ani, și la 30 de ani, și pe muntele schimbării la față, vorbeam cu fratele Ezechiel înainte despre Matei 17, că s-a prezentat Iisus pe muntele schimbării la față, în dreapta era Moise, reprezentantul legii, în stânga Ilie, reprezentantul prorocilor, la mijloc Iisus, reprezentantul Harului, toți trei au postit 40 de zile. Și Petru zice, Doamne, e bine să fim aici. Hai să facem trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Adică să-L pun pe Hristos pe picior de egalitate și cu Moise și cu Ilie. Și parcă Dumnezeu în gelozia lui sfântă. He torn the heavens. A rupt cortina cerului și a zis, this is my beloved son in whom I am well pleased. Obey him, not Moses. Enough, this is the old covenant. Jesus is with the new covenant. I'm not a follower of Moses anymore. I follow Jesus Christ. I'm under grace. I'm not under the law. Obey him. Not Elijah. Not Moses. But Jesus Christ. They pointed to Jesus. But now I'm a follower of Jesus Christ. Amen. Și iată-l pe Enoch, care a avut aceeași mărturie pe care Iisus a avut-o. Dar acum ascultați. Câți ani a trăit Enoch? 365. O trăi mult sau puțin? Mult în termenii noștri. În termenii lui, în vremea aceea, Dumnezeu l-a luat cam tinerel. Pentru că fiul s-a murit la 969. Adam 930. Și el pleacă la cât? La 365. Adică în termenii noștri, la 30 și ceva de ani. Cine a mai trăit pe pământ 30 și ceva de ani? Cine? Iisus Hristos. Are aceeași vârstă aproximativ cât a avut Iisus și aceeași mărturie. Pleasing God, like Jesus Christ. What about you and me, who have all the means of grace? Can God says about us, this is my beloved son. Da, a căzut, dar uite-te. Look at his repentance. Look at his remorse. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Dacă în această seară ești aici și picioarele slăbite, mă rog ca Domnul să-ți întărească picioarele obosite, mâinile slăbănogite, să te ridici în numele Iisus Hristos by faith Enoch. Și tu nu prin fapte, ci prin credință te uiți la Hristos și spui, Doamne, I did not walk with you. I just take a walk with you for so many years. Dar vin înaintea ta, vin la crucea ta, Doamne. Fie sângele tău să mă curețe de orice păcat. Doamne, dă-mi o viață nouă, Doamne. Make me a brand new creature, Lord. I want to walk with you, Lord. Și crede-mă că dacă vin în fața crucii lui Hristos și îți mărturisești păcatele tale, Domnul te întărește, Domnul te iartă, Domnul te ridică. Să spui, Doamne, vreau să umblu cu tine ca Enoch de altă dată. Nu mai vreau să-mi fac curat în laptop, vreau să-mi fac curat în internet, vreau să-mi fac curat în îmbrăcăminte. Hainele mele, Doamne, să nu fie sexy. Hainele mele vreau să fie de un om, de un bărbat, de o femeie care umblă cu Dumnezeu. Everything about us to talk that we walk with God. And if you take God seriously, let me tell you something. Dumnezeu va mișca cerul și pământul pentru un astfel de om. Because he is looking. If somebody wants to trust him, dacă e cineva care să seek God with all his heart, și Dumnezeu zice Biblia pe acela, îl va sprijini. În această seară, să venim înaintea Domnului, cu toate falimentele noastre, Doamne, vreau să croiesc cărări drepte, Doamne. I want to walk with you. I want to let a legacy to my children, to my generation, that I am a man who walk with you. Amin, frați și surori? Am auzit despre un mare răufăcător, un interlop, care știa că îl mănâncă pușcăria. Dar omul acesta a auzit că există un mare avocat în oraș, într-un anumit oraș, care n-a avut niciun caz pierdut. Nu cântați.
Nu, nu vreau să cântați. Thank you. Thank you. I appreciate, but no. Și auzit că există un mare avocat care n-a avut niciun caz pierdut. Toate cazurile care le-a avut, toate le-a câștigat. Secretul acestui mare avocat era că atunci când vii și spui problema ta, să spui tot, să n-ascunzi nimic, să spui tot. Și dacă spuneai tot, omul ăsta știa cum să lucreze cu legea și să te scoată. Răufăcătorul ăsta, interlopul ăsta, a auzit de avocatul ăsta și l-a căutat. Știindu-i secretul, s-a dus la el la office și a început să spună tot, tot. Să spună tot ce a făcut. Și avocatul nostru, omul nostru, s-a uitat la acest răufăcător și a zis, too late. I was raised in the office of being a judge. I'm not a lawyer anymore. Eu deja sunt judecător. Eu nu mai sunt avocat. Și după ce am auzit tot ce ai făcut, nu mai rămâne altceva decât în sala de judecată să te condamn. Too late! Ai venit prea târziu. Învățătura este următoarea, frați și surori. În această seară, Domnul Iisus Hristos nu este judecătorul tău, ci El este avocatul tău, apărătorul tău. Și tu poți să vii înaintea Domnului să spui tot, tot. It's not too late. Doamne, am făcut asta și asta. Și asta mi-a slăbit, Doamne, umblarea mea cu Tine, Doamne. Nu mai sunt ceea ce am fost amuz 20 de ani de zile, Doamne. Și mă târăsc. Dar vin și mărturisesc, Doamne. Let Your holy blood to cleanse my heart. Let Your holy blood in your cross I hide myself. Lord, have mercy on me. Să vin înaintea cruciului Hristos, să spui, Doamne, mă ascund în rănile Tale, Doamne. Mă ascund în rănile Tale. Fie sângele Tău să mă curețe. Și vreau să spun ceva pe baza Sfintelor Scripturi. Dacă în seara asta vin înaintea Domnului și spui, Doamne, am făcut asta și asta. Eu nu mai umblu cu Tine cum am umblat altădată. Dar, Doamne, întărește-mă. Vreau să-mi fac curat în viață, în relații, în tot ce înseamnă viața mea. Vreau să umblu cu Tine. Crede-mă, Dumnezeu te ia în serios și Dumnezeu te iartă și te curăță. Pentru că Iisus Hristos este apărătorul nostru, care a stat 6 ore pe cruce și a plătit păcatele noastre. A Lui să fie gloria. Amin? Vreți să ne rugăm în această seară? Ne rugăm și pentru copiii noștri care au început să meargă pe cale și poate astăzi în lume. Doamne, cercetează-i Tu. Adu-i înapoi pe cale. Ne rugăm pentru noi, Doamne, cercetează-ne. Ajută-ne să fim vocea Ta, să fim un Enoch în generația asta. Și arată slava și gloria. Amin? Amin, frați și surori? Hai să ne ridicăm în picioare.